Grădiniță de poveste inaugurată la Răzvad. 52 de prichindei din localitate vor învăța începând de luni 5 septembrie într-un loc de poveste, construit după cele mai înalte standarde și amenajat cu atenție pentru a-i primi pe copii într-o atmosferă de bază. Să fiți sănătoși, să aveți rezultate ce clasă. Să crești mare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de invitație și vă doresc sănătate și succes. Să sănătos, să o stăpâniți, sănătos, să aveți grijă de grădiniță. Noua grădiniță din Răzvad are 3 săli de clasă. 2 clase au program prelungit, sală de mese și dormitoare cochete. Grădinița are și un loc de joacă modern, parcare, alei pietonale și spații verzi. Doamne ajută! Felicitări! Felicitări și succes! Vrem așa fiecare, ia câte o bucățică. Gata! Vai de mine ce frumos! Chiar aici este sala de dormit a deci, primar. Aici avem dormitor. Da, da, avem și norișorii și steluțele, copiii dorm aici. Este sala de grupă, una din sările de grupă. Fiecare sală de grupă are dormitorul ei separat. La fel și grupurile sanitare. Grupurile sanitare sunt din dormitor. Imediat, grupul sanitar, evident, pentru copii, micuțe, da? Aici au tot ce e necesar și, evident, cam fiecare an rechizitele pe care noi le-am pregătit pentru toți copiii din comuna Răzvad. De la grupa mică până la clasa 8. Toți copiii de 5 ani de zile, așa primesc. Valoarea acestei investiții se ridică la suma de 3.479.233,56 lei fără TVA și este din buget local. Este o grădiniță de poveste, spațioasă și modernă. Copiii și cadrele didactice din Răzvad merită tot ce este mai bun. Au răspuns prezent la evenimentul de inaugurare președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, vicepreședintele Consiliului Județean Dâmbovița, Luciana Cristea, parlamentari ai Partidului Social Democrat Dâmbovița, inspectorul școlar general Ileana Nicolaescu, inspectorul școlar adjunct Alexandru Mitru și alți invitați. Oficiile de gazdă au fost făcute de primarul Emanuel Spătaru. 2016, când am preluat mandatul, discuțiile erau foarte simple. Domnul primar, avem nevoie de grădiniță. Nu o spuneau părinții, cât o spuneau copiii și domnule educatoare. Grădinița e peste drum vechea grădiniță, o locație foarte, foarte veche, plină de igrasie, o locație în care eu personal stăteam pe gânduri dacă să-mi trimit copilul sau nu. Sigur că dacă nu aveam un pătron, o făceam. Și atunci le-am promis copiilor că vom face o grădiniță nou-nouță, frumoasă, cu care să ne mândrim toți, și copiii și părinții. Lucrările au început în 2020, în luna august mai exact, și au durat aproape 2 ani de zile. A fost o lucrare destul de complexă, de aceea îi mulțumesc din nou constructorului că ne-a dat tot concursul și împreună am reușit să ducem la bun sfârșit acest edificiu și credeți-mă că efortul a fost foarte mare pentru că s-a făcut din bugetul local. Da? Nu exista nicio sursă de finanțare la acel moment pentru grădinițe, pentru zona rurală, motiv pentru care împreună cu consilierii locali ne-am asumat și am pornit la drumul ăsta. Sigur că ne-a fost greu, de asta i-am și mulțumit domnului președinte al Consiliului Județean pentru că ne-a sprijinit și de-a lungul drumului ne-a mai dat așa câte o mână de ajutor, motiv pentru care astăzi suntem gata. Și vreau să vă spun sincer că trebuie să fiți mândri, eu nu sunt mândru de ce a ieșit. Va fi una dintre cele mai frumoase grădinițe din județ și de asta sunt convins că o să vă bucurați cu toții, atât copii cât și educatori, profesori, da? Și părinți mai ales, da? Pentru că dăm copiii într-o locație, condiții foarte bune. Suntem bucuroși și în același timp emoționați. Îl felicităm deopotrivă și mă bucur că beneficiază constant de sprijinul din partea autorităților județene și pentru celelalte proiecte. Vreau să rectific puțin pe domnul primar, ținând cont că este prietenul meu, sunt convins că nu se supără. Cel puțin în legat de două subiecte pe care le-a expus mai devreme. În primul rând a spus că este cea mai frumoasă grădiniță din județul Dâmbovița. Eu pot să vă spun astăzi, și chiar am fost împreună cu domnul primar acum 8-9 luni de zile când se construia, pot să vă spun astăzi, fără să folosesc cuvinte mari, este cea mai frumoasă grădiniță din mediul rural de județul Dâmbovița. Mulțumim frumos, președinte. Și pot să certific acest lucru. Și în al doilea rând, pot să spun în fața locuitorilor comunei Răzvad,
că voi fi alături de toate proiectele pe care domnul primar le-a gândit pentru dumneavoastră. Domnul primar a gândit, a enumerat puține proiecte din care noi suntem asociați și le avem pentru dumneavoastră în comun și, în ultimul rând, vom sprijini toate proiectele pentru dezvoltarea comunității locale. În final, vreau să-l felicit pe domnul primar, în numele Consiliului Țean Dâmbovița, pentru tot ceea ce face în Comuna Răzvat. Vreau să felicit aparatul tehnic din primărie, echipa cu care ați lucrat la acest proiect, consilierii locali și, în ultimul rând, vreau să felicit și constructorul pentru o lucrare atât de frumoasă și, în ultimul rând, pentru calitatea lucrărilor pe care le are în județul Dâmbovița. La evenimentul de deschidere a noi unități de învățământ, copiii au avut parte de surprize, baloane colorate și mici bucurii. Administrația locală, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban, le-a pregătit preșcolarilor surprize. Tradiția se păstrează la Răzvat. În prima zi de școală, fiecare copil a primit un pachet cu rechizite școlare. Astfel, primăria Răzvat a pregătit pachetul Back to School pentru aproximativ 450 de elevi și preșcolari răzvădeni. Rechizitele școlare sunt de calitate, personalizate pe nivelul de învățământ al fiecărei clase, cât și pentru învățământul preșcolar. Educația a fost și va rămâne un domeniu prioritar pentru administrația locală a Comunei Răzvat, condusă de primarul Emanuel Spătaru și viceprimarul Ionela Șerban.